Am găsit incendiul a izbucnit la etajul 2 al acestui bloc, într-o garsonieră în care se pare că nu locuia nimeni în momentul incendiului. Când au ajuns aici, pompierii au găsit o canapea arsă, dar și restul de mobilă arsă. Aceștia susțin că cel mai probabil incendiul a izbucnit de la un scurt circuit, însă există și alte ipoteze. Proprietarul acestui apartament susține că avea un chiriaș care locuia aici și este posibil ia în calcul și posibilitatea unui incendiu declanșat de acesta. Cert este că fumul rezultat în urma incendiului a ajuns în apartamentele alăturate, iar 8 persoane au fost intoxicate, 6 copii și 2 adulți. La fața locului au sosit însă mai multe echipaje de pompieri și de prim ajutor care le-au oferit victimelor îngrijiri medicale și le-au transportat la spital. Cei 6 copii au fost duși la spitalul Grigore Alexandrescu, iar cele 2 persoane adulte la spitalul Floreasca din capitală. Starea lor este stabilă, victimele sunt conștiente, copiii sunt internați pentru 24 de ore, iar medicii fac mai multe analize pentru a vedea dacă starea lor de sănătate va necesita mai multă ospitalizare, mult mai lungă. Pompierii însă și polițiștii au început deja cercetările la fața locului pentru a stabili cauza exactă a producerii acestui incendiu. Am intervenit împreună cu colegii de la ISU la fața locului cu 5 echipaje de prim ajutor și mașina medicului de urgență. La fața locului au fost identificate 8 persoane care au fost expuse la fum, dintre care 6 copii și 2 adulți. Toate persoanele erau conștiente, cooperante. Pentru a se vedea însă exact nivelul intoxicației, toate cele 8 persoane au fost transportate la spital. Cei 6 copii au fost duși la spitalul Grigore Alexandrescu, iar adulții la spitalul de urgență Floreasca. Trebuie făcute niște analize care să determine nivelul de intoxicații și în principal nivelul intoxicației cu monoxid de carbon. Unii s-ar putea să rămână internați, alții s-ar putea să nu rămână internați, dar bineînțeles că asta va depinde și de pacienți, în special de adulți, pentru că copiii probabil că vor rămâne internați.